Nicolae Guță și Narcisa Balaban, din nou la cuțite? Artistul, replică acidă pentru fosta parteneră Nicolae Guță, s-a bucurat de un succes răsunător pe platforma TikTok, acolo unde a făcut o serie de live-uri ce au fost urmărite de zeci de mii de români, iar internauții nu s-au uitat la bani și au făcut donații uriașe. Ei bine, acest lucru pare că nu a fost deloc pe placul fostei lui partenere de viață, Narcisa Balaban. Care susține că de când cântărețul a început să aibă succes și pe TikTok, manelistul nu prea îi mai dă atenție fiului din relația cu ea, Alberto. Artistul se apară și spune că nici nu încape în discuție așa ceva, susținând că Narcisa caută doar scandal prin acuzațiile pe care le-a făcut la adresa lui. Eu nu m-am afișat pe TikTok. Eu sunt pe TikTok, de dinainte de TikTok. Acesta este adevărul: eu sunt de când erau casetele, dinainte de rețelele de socializare. Probabil că este într-o criză financiară, cum a fost toată viața. Probabil că a intrat în alea ale ei, în sevraj financiar. Și atunci face urât. Ea trebuie în primul rând să își schimbe opțiunile de viață și să îl pună pe Dumnezeu deasupra și să nu se mai creadă ce nu este. Trebuie să îți vezi lungul nasului, pătrățica în care ești, posibilitățile pe care le ai, a spus Nicolae Guță.